August 1989, jurnalul meu la 11 ani. Jurnalul meu din 1989. My 1989 diary. Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. Romanian journal. Hai să începem. Let's start. Marți 1 august. Am citit. A plouat. Am vândut sticle și am mâncat pepene. Am scris. Am pus la însămânțat un bob de fasole. Wow, exciting day! Miercuri, 2 august. Am citit. A plouat. Am cumpărat jocul Bunul Gospodar. I think it was the Romanian version of Monopoly. Joi, 3 august, am fost după găini. Whatever that means, we went to fetch the hens. I have no clue what that means. Vineri, 4 august, am fost în curte și după ouă. M-am jucat cu Adi. Adi was my neighbor. Sâmbătă, 5 august, am fost în curte. Duminică, 6 august, am fost la bunica la curtici. Luni, 7 august, am fost în curte, m-am uitat la TV. And this is the first time when I wrote with a colored pencil. Horrible handwriting. Marți, 8 august, am traforat și am citit. Miercuri, 9 august, am fost la Ziridava în curte și la profa de engleză. M-am pregătit bagajele de plecare. 2 zile n-am scris nimic. Sâmbătă, 12 august, am plecat în tabără la mare, virgulă, comma, eforie, sud. Duminică, 13 august, ne-am cazat în hotel. Luni, 14 august, am fost pe plajă, în apă și la discotecă. 15 august, marți, am făcut temperatură. Miercuri, 16 august, am stat în infirmerie. Am primit injecții. You! So I still remember this was my maybe one and only field trip or camp to the sea and I got really sick and maybe that's why even today I don't like going to the sea. Joi, 17 august, am primit injecții, în paranteză penicilină. I was really sick. Au venit colegii să mă vadă. Vineri, 18 august, am ieșit din infirmerie, am fost la delfinariu. Sâmbătă, 19 august, am stat în cameră și în pat. Probably I was still sick. Duminică, 20 august, am pus un asterisk. Probabil am fost bolnav, la fel cu următoarele 4 zile n-am scris nimic, doar un asterisk. Vineri, 25 august, am venit din tabără. Am dormit. I think I was miserable, I was sick more than half of the time. Sâmbătă, 26 august, n-am scris nimic. Duminică, 27 august, m-am uitat la TV. And that's the end for August. Și aceasta a fost ultima intrare pentru luna august, n-am mai scris nimic până la sfârșitul lunii. And that's the end of another episode from the Romanian Journal series. Now it's your turn. Let me know in the comment section below. Did you used to journal when you were young? What do you remember of the times when you were 11 years old? And don't forget to subscribe. In that way, you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea, signing off from Bangkok.